Bună ziua! Să vă arăt acum cum facem carambitul, da? Ăsta nu l-am făcut în clasă. Din nou începem cu linia de axă, da? Desenăm linia de axă. Dăm line. Da? Și am desenat linia de axă, da? După care ne uităm pe desen, da? Și vedem că are un offset de 80 de mm pentru următoarea axă, offset de 80, da? Da? Și următorul offset de 52, offset de 52, da? Unde? A doua în dreapta, da? Deci am desenat cele trei axe verticale. Nu vom desena o axă orizontală, da? O să încep de aici, de la jumătate, da? Și vedem că dintre această axă și axa de jos mai avem un offset de 50, da? Offset de 50. Nu zic o dată 50, mai zic 52, da? Iată, la fix l-am făcut, da? Îi se dau un trim. Asta nu ne trebuie, asta nu ne trebuie, da? Astea sunt axele care ne trebuiesc, da? Și am terminat cu axele de simetrie, da? Acum schimbăm pe desen și ce vedem? Că avem cote de tip diametru, da? Îi dăm desen, centru și diametru, da? Ne activăm în snap centru, am detectat centru, da? Și zicem diametru de 40 odată, da? Din nou centru și diametru, diametru de 20. Vedem că acum nu mai sunt aceleași cercuri în dreapta ca să le putem copia, da? Și atunci o să-i dăm tot cerc și diametru, da? Aici cu 44, da? Din nou cerc și diametru cu 24, da? Și ultimul cerc, diametru de 22 și diametru de 11, da? Diametru de 22 și diametru de 11. Am terminat toate cele trei cercuri. Acum, ca să facem această racordare, da, îi dăm comanda filet, selectăm cercul 1, cercul 2, deci filet, rază, 24, da, trim, da, și selectăm cele două cercuri. Așa am făcut prima rază. Acum această comandă nu merge și pentru partea de sus. Ca să facem partea de sus cu raza de 65, va trebui să folosim comanda tangent-tangent-rază. Da? Și făcând tangent-tangent-rază, ne-a rămas tangentul, dăm tangentă sus, dăm tangentă jos și raza de 65. Da? După care ne ducem cu un trim și tăiem cercul. Da? Și am terminat partea aceasta. Acum, ca să facem mânerul, ca să zicem așa, al carambitului, da? De ce facem? Dăm un offset de 7,5, da? Că avem 15 cota finală, da? Și trebuie să ne ducem o dată în sus, o dată în jos, da? Tăiem acum, putem selecta obiectele, da? Ok. Deci trim, așa, ăsta, da, ca să lăsăm numai liniile care ne interesează, da, ok. Aceste două linii le convertim în
în layer-ul de desen, da? Și acum mai trebuie să facem cele patru racordări, da? Cu R24. Ne ducem filet, radius, 24, trim și multiplu. Îi zicem de aici, aici, de aici, aici, de aici, aici și de aici, aici, da? Și am terminat desen. Da? Acum ne ducem în cote și vom cota. Începem cu cota lineară, da? Cotăm centru, da? 80, ne și verificăm. 80, 52, da? Și 50. Da? De aici, din centru, aici este de 50. Da? Până aici am făcut totul corect. Mai avem această distanță, da? De aici, aici, da? Care este de 15. Da? Am verificat-o și pe asta. Acum ne ducem pe cote de tip diametru, da? Și punem diametru exterior, diametru interior, da? Diametru exterior, diametru interior, da? 24, 44, da? Haideți să le punem toate în același loc, da? Ok, și jos diametrele, diametru acesta 22 și diametru acesta de 11, da? Am pus cele două diametre. Am mai trebuit să mergem la cotele de tip rază, da? Rază aici, da? Raza de 24, aici raza de 25, da? De 65, pardon. Și cele patru raze de 24. Dăm comanda de rază, dăm click, R24, dăm dublu click pe el ca să-l edităm și scriem, da, ne ducem în față și zicem 4 ori R24, da? Close editor și am făcut desen, da? Acum putem să-i dăm, trecem pe desen, mai curent, activăm grosimile, da? Ca să vedem cu grosim și ascundem cotele dacă dorim, da? Putem ascunde liniile de hașură. Hai să lăsăm liniile de hașură și să le curățăm un pic. M-a întrebat un coleg ieri cum facem cu aceste linii de hașură. Păi, uite, am să șterg liniile verticale de axă, da? Să vă arăt acum o șmecherie și mergem la Annotate, Center Line Mark, selectăm cercul mare, da? Center Line Mark, selectăm cercul mare, Center Line Mark, da? Și în acest moment am pus cotele, da? Am lăsat numai linia mare și am pus cotele și acum când activăm și cotele, da? Desenul arată exact ca cel din dreapta, da? Aici un desen simplu, zic eu, 10 minute este suficient ca să îl faceți, da? Succes și la ora viitoare!